A, uite, acum văd și eu că e alb ochișorul. Deja cu amprenta mea dentară, nu? Cred că primii clienți care s-au dezbrăcat aici la casă. Și așa trebuie să iasă cărnăciorii pe-n față pe aici. Uite cum arată spațialii ăștia full black, fraților. Se întoarce Duba să văd negru în fața ochilor, nu alta. Luciu ăla monstru cu janta aia monstru. La un moment dat mare borduroi. Și mașina a făcut stânga-dreapta așa. Hăți cu lapte, hăți cu vlog, hăți cu bună dimineața. Trezirea. Hăți cu bună dimineața, fraților, hăți cu un cadru, îmi dau seama, pe care cred că nu l-am avut niciodată pe Daily Vlogulescu. L-am rugat pe Edi să vină să ne ajute, nu că n-aș putea conduce, dar este un program mai lung, cu Lambo era penibil pe vremea asta, așa și a fost penibil și ieri, dar aveam programarea la schimbare de cauciucuri, Jonuțule, și n-aveam cum să dăm înapoi. Mergem cu tovarășul Cheluțescu, cu iubire, așa, tu nu pupi decât când vrei tu, deci trebuie el, trebuie să miroasă jumătate de oră cu asta. Te-a mușcat limba, bă, zăpăcită. Cheluțul te pupă când vrea el, nu când vrei tu. Ca să înțelegeți despre el. Mergem până la doamna Ionașcu, care este o zână a ochișorilor, cățelușilor, fraților. Și dacă aveți nevoie de ajutorul dânsei, pe bune, așteptați cât este nevoie și stați după dânsa, pentru că este cea mai bună din toată țara. Și nu numai din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere sufletesc, Jonuțule. În orice caz, mergem la clinica Facultății de Medicină Veterinară. Este al doilea control de când i-a reapărut un pic la ochișor lui Cheluțu, punticica aia. A, uite, acum văd și eu că e alb ochișorul. Uf, așa e cu bulldog. În fiecare zi ai câte o responsabilitate de îndeplinit, Jonuțule, și mai mult de atât, le transmitem încă o dată tuturor celor mititei, că știm că se uită și copila și la noi. Fraților, un cățeluș este o responsabilitate. Și când zic mititei, cred că mă pot referi și la cei de 17, 18, 19, 20 de ani. Un cățel este o responsabilitate mare, uriașă, așa că dacă nu sunteți 100% siguri că aveți timp și creier să vă dedicați unui animăluț, nu o faceți, vă rog eu frumos, nu faceți pasul. Ia să-l vedem pe al nostru John, stai așa. Jonuțule, am comunicat cu Ori acum că avem butonul roșu la microfon, nu înțeleg de ce beculețul se aprinde roșu, se aprinde albastru. Acum gata, tatica, nu se întâmplă nimic, ai trecut o barieră. Gata? Te-ai liniștit? Ok. Avem un update de făcut, după cum vedeți aici în spatele Waze-ului lui Eddie, Jonuțule. În ultima săptămână cred că am făcut 3 update-uri la GLE-ul ăsta, dar nu este nicio problemă. După care mergem la recuperare și câteva treburi mititele de zi cu zi. Daily Vlogulescu lovește din nou. Ascălțin eu pe bagabonți, că aici la noi la FCSB, Jonuțule, este o grămadă de bagabonți. Asta nu e singurul, aici e plin de bagabonți, cum este și la noi la recuperare, băieți frumoși și sportivi și jucători. Am terminat. Doamna doctor spune că ochiul celălalt nu are nimic, nu-l prins pe ăsta când vede că ței să înțepenească Jacksoneta. Înțeleg că ochiul celălalt nu are nimic, înțeleg că ochiul cel bolnăvior are, dar foarte puțin. Doamna doctor ne spune că nu este nicio problemă. Și în continuare, Jonuțule, așteptăm cu sufletul la gură. Data de 12 mai nu mai merge în cârjele alea, mă, zăpăcitule, nu te am mai... Am stat în ele atât. Nu te mai juca cu ele, că mâine, poimâine o să mă simt și eu prost ca Măruță, ești nebun? Păi așa numai sună Măruța a doua zi să-mi spună că bă, îmi pare rău, cred că ți-am dat-o eu. Zic, ce ai, bă, ești nebun la cap niciodată. În fine, pe 12 mai, doamna doctor ne promite că la evenimentul clinicii Facultății de Medicină Veterinară va veni un domn dresor pe nume Marian, care nu numai că îl va face pe Cheluțu să se joace cu alți căței în 10 minute, bă, voi auziți ce spune aici, da? Dar că îl va dresa fabulos și că dacă decidem în urma acestor rezultate să colaborăm cu domnul dresor Marian, în 3 săptămâni că ni-l scoate model. Și doamna doctor ne spune din fapte reale. Acum, eu nu pot decât să-mi doresc chestia asta. Dar vom vedea dacă ne și iese. Revenim după îndoituri. O combinație letală se numește aceasta, Jonuțule, domnul Ovidiu. Astăzi s-a autodepășit, lucrăm și flexie și extensie. Acum lăsând gluma deoparte, de ce lucrăm și flexie și extensie, conform explicației lui Ovidiu, Jonuțule, pe care știți că îl stimăm atât de mult. În momentul în care, și așa este, lucrezi numai flexie, pierzi extensia, piciorul nu se mai îndreaptă și viceversa, când lucrezi extensie, piciorul pierde din flexie, deci nu se mai îndoaie. Motiv pentru care acum trebuie să le lucrăm prea amândouă. Și acum se face un exercițiu de flexie acum, extensie mai devreme când îl întindeam, cu puțin ajutor de la Ovidiu, ca să puțin mai câștigăm mai multă flexie, după care, Jonuțule, trebuie să stați geană, pentru că trebuie să vedeți ce se întâmplă când ajutorul este numai de la Ovidiu. După cum vedeți, mușcărețul este aici din nou, îl avem deja cu amprenta mea dentară, nu, care cumva să nu mi se potrivească. Dar ce este important, fraților, și vreau să discutăm, este faptul că te pui pe el? Da. Deci cam da. Este faptul că îi spuneam lui Ovidiu că așa cum atunci când îți dorești o mașină nouă, ți se pare că vezi mai multe modelul ăla pe stradă. Ei bine, de când sunt accidentat, toți oamenii care sunt accidentați îmi apar în față și mi se destăinuie. Bă, fraților, 8 oameni din 10 cred că au probleme la genunchi și nu se operează de frică, de frica operației și de frica recuperării. Băi, nu e normal. În primul rând, așa cum a spus și domnul Codorean, distrugeți absolut tot ce rămâne pe lângă sănătos, pentru că e normal. În momentul în care un ligament sau un menisc nu mai ține, toată presiunea se duce în cele din jur. Corect, Ovidiu? Da. E păcat, mă, fraților, mă, și vin ani în care poate nu vă mai vindecați atât de repede, nu mai rezolvați atât de repede. În fine, hai, dă-i cu durere. Împinge 5. La început e haios. Asta vedeți când ajunge. Împinge tare. Pinge 5.
relaxat. Nu, nu, nu. Zâmbește. 4, mort. Nu e imposibil, fraților. Mă distrează chestia asta maxim. Cred că o să iau suvenir cu mine acasă în momentul în care o să ne mișcăm bine, dar... Relaxează mai două. Asta a fost pentru cameră, sunt sigur. Revenim. Îți, Jonuțule, și uite dintr-una într-alta pe masa răniților acolo la Ovidiu, ce-am văzut? Era un domn în stânga mea cu o problemă la tendonului Ahile, o operație pe care o trata, sau chiar genunchi, nu mai știu, că s-a întâmplat săptămâna trecută, dar am uitat să ajung. Și l-am văzut cu un ciorap compresiv foarte șmecher până aici, Jonuțule. Există și pe mai multe compresii, ce să vezi, care ce rol are. În momentul în care ții piciorul în jos sau conduci sau mergi cu el, ca acum eu pot să și merg, îți compresează piciorul de așa natură încât să nu se umfle cu sânge și cu ce se umflă el acolo, limfă, etc., Jonuțule. Așa că am venit și noi să luăm niște ciorapi compresivi. Înțeleg că există și pe negru și pe bej și pe două gradații. O să iau și mai puternic, dar și mai slab, în funcție de cât de mult gândesc că voi supune piciorul la stres. Ies o oră, două din casă, pun ciorapul un pic mai puțin compresiv, că nu e bine nici să compreseze foarte tare. E mult de muncă, e mai greu, sau ferească Dumnezeu, implică chiar un zbor cu avionul, punem ciorapul compresiv mai tare. Hai să probăm și să și cumpărăm. Mi se pare genial, fraților. Deci fiți atenți, fraților. Ăsta este un silicon care se va prinde de piciorul meu. Jonuțule, asta e banda care vine aici pe zona coapsei. Am și de la Ovidiu ceva finețe. Uitați-vă, bă, cum simțiți OCD-ul din creierul lui Ovidiu. Și uite acum, Jonuțule, uite așa în fața dumneavoastră, cred că primii clienți care s-au dezbrăcat aici la casă. Mamă, ce strâns. Nu-s primul? A, deci nu mai simt așa rău. Gata. Mamă, ce strânge al naibii, bă, băiatule, ce îmi place. Și așa trebuie să iasă cârnăciorii pe în față pe aici? Toți cârnăciorii? O să dureze un pic. Hai că-l trag și revenim, da? Ia vezi, Jonuțule, că l-am și prins pe băiat și uite că cârnăciorii așa ies, dar sunt la aer, deci în papuc, fii atent cât de șmecher o să se vadă, că nici nu-ți dai seama că l-am. Da? Și sănătate, sănătate, tată. Pe primul loc. Hai până la capăt opera să luăm și ce trebuie. Dar și când fii voi. Jonuțule, nu putem să ne spunem pe asta că e prea frumoasă. Trăsesem o dublă mai devreme cu telefonul deblocat fix în aplicația de la ING, care mi-a arătat și conturi și coduri și tot. Și spune Cori, stai, stai, stai. După cum vă spuneam, evident că suntem acasă, suntem la Capodopera cu ciorap compresiv și tot ce trebuie. Ne simțim ca acasă, Jonuțule. Am tras asta pe care stă lumea de obicei să se încalțe, pentru că na, cu invalizie, cu invalizii. Spuneam că abia aștept să mă fac bine, să-mi port bărcile mele de la Balmain, Jonuțule, pentru că mi-este frică să merg cu ei. Acum sunt foarte înalt și au și forma asta așa, destul de ciudățică, dar am venit să-mi iau pe ăștia full black pentru că doar ce au ajuns, am acasă full white și mai am negru cu talpă albă. Uite cum arată spațialii ăștia full black, fraților. Am mai venit ceva colorat, dar nu, mult prea frumoși ăștia. Și am mai luat două tricouașe, dar așteptăm să revină fetele ca să ne ajute, căci șchiopul nu poate să vi le arate tocmai frumos. Revenim de îndată ce se întorc fetele. Căzi, Jonuțule, ne pare rău că le chinuim pe fetele noastre dulci de la Capodopera să ne arate hainele, nu toate dintre ele se simt chiar confortabil în fața camerei, dar nu. Încercăm să ne stresăm foarte tare. Uitați cu ce colecție șmecheră oversized a venit Versace, fraților. Trebuie să înțelegeți un lucru. Eu le recomand tuturor celor care sunt mai corpolenți, adună și palete, rog, să nu poartă, frate, haine mulate, pentru că se vede ciudat, un pic old school, să fii ditai mușchiulețul și să mai ai și haine mulate. Ăsta este modelul nou de la Marcelo Burlon, tot oversized, pentru că acum se poartă la greu oversized. Și pentru că suntem mari fani Balmain Girls, Jonuțule, am luat și nebunia asta colorată, că să fim serioși, eu sunt consacrat ca purtând o grămadă de haine colorate. Dar uitați-vă cât acea ceafă de tricou. Asta este cele mai cool, mă. Când pleznește pe tine, you know what I mean, it's like Chippendales. Chippendales sau chiar prietenii noștri de la Flamingo, Jonuțule. Am terminat și cumpărăturile, împachetăm și decolăm. Da, n-ar fi rău. Să vedem și pantalonul de la Palmei, de la tricou, dacă e set. Este cumpărat. E frumos, nu? Cum e, e cumpărat. Vezi când te întreabă cineva cum e haina aia? E cumpărată. Cu aceea aveți cu mine. Dă-mi în coa, auzi că sunt largi. Vin de mulați cui vrei tu, nu mie. Am luat și pantalonul, fraților. Uitați-vă cât de mișto e compleu. Ești nebun la cap, dar am vrut să-l văd pentru că mai am un compleu de la Palm Angels care avea pantalonul și mai mișto din sintetic din ăla și credeam că ăsta e bumbac de la subțirelul, dar nu, e un bumbac gros și foarte mișto. Da, îl vrem. Gata. Ne-am făcut și pofta, fraților, că știți cum e. După muncă și răsplată, chiar îmi spunea Cori că a citit un comentariu zilele trecute că scrie acolo cineva: "Doamne, n-ai mai fost de mult la cap, o să te răsfeți." Ne, joacă pe asta. Jonuțule, ne-am întors la băieții noștri pe care era aproape să-i apostrofăm, dar am rezolvat că situația a fost imediat rezolvată, Jonuțule, întrucât a venit Duba odată. Nu mai știu unde eram la filmări și l-am trimis pe Edi. Zic, du-te la băieții mei, țaca, paca, berica, tot ce trebuie, se întoarce Duba să vă negru în fața ochilor, nu alta, Jonuțule. Limbile lui Cheluțu erau la locul lor, blănița la locul ei. Înțeleg că ipochimelul care a creat această extorsiune a degajamentului nu mai lucrează aici, pentru că nu era un adevărat băiat de la noi, de la AFI, era un băiat de la AFI fake, care a fost depistat în timp util, Jonuțule, pentru că nu spăla ca la turci. Țineți minte, da, cu turcii și cu spălatul, Jonuțule? Pentru că ăsta este standardul băieților noștri, fraților. Luciu ăla monstru cu janta aia monstru, nu vrăjeală ce găsisem eu, Duba, dar s-a rezolvat. Și pentru că s-a rezolvat, zâmbetul meu este la loc pe buze și iubesc la loc la fel de mult. Asta este, se mai întâmplă în orice business, să se mai strecoare și lichele, cum le spunea bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească. Le-am făcut pe toate. Am fost în toate direcțiile, Jonuțule. Mâine ne pregătim de o surpriză colosală. Nu știu dacă vede el vlogul până la ora aia, dar hai să nu spunem la soa.
așa. Nu vă putem spune prea multe, Jonuțule, cert este că astăzi am avut o zi superbă, mergem să tundem ipochimenul ăsta urât, pentru că, ia-mă dacă toți suntem aici, să stați geană, la ora 17:00, stimați bucureșteni, ne găsiți în noul magazin Flanco din Military Shopping Center sau Military Shopping, nu știu, ceva de genul. Acolo la noi, în partea de ce e ăla? Sud-vest, cred, dacă nu mă înșel, da. Mergem să ne tundem, revenim osnos. Căți, Jonuțule, fiecare zi în jungla Bucureștiului este o aventură, dar am mai reușit să mai ducem la bun sfârșit încă o zi, Jonuțule. Suntem acasică, chiar la Dimri, uitați-vă, vă rog frumos, ce cer frumos, mă. La noi aici, unde nu suntem între ziduri și betoane. Și admiram încă o dată căruțica, pentru că am spălat-o la băieții noștri, am reglat și conturile să nu mai fie cu supărări, Jonuțule. Și tamam bine când am plecat de acolo, pentru că, Doamne, Doamne, nu ne lasă niciodată fără aventuri superbe, Jonuțule. Am plecat către Tuns, la un moment dat mare borduroi. Ce faci, mă, nu mai linge, mă, că am spălat mașina, mă. Termină, mă, fițar linză. Mare borduroi, Jonuțule, Edi o ridică, zic, bă, Edi, atac-o un pic în unghi, așa de 45, zic că dacă o luăm foarte semi-paralel, așa, când o să urcăm, janta o să muște un pic cu buza din bordură. A luat-o Edi al meu încet, săracul, și conform stresului pe care mașina mea reușește să-l aplice tuturor celor care o conduc, inclusiv eu, Jonuțule. S-a întâmplat năpasta. Jantele pe 23 au fost inaugurate, au și cunoscut un pic bordura de pe Iuliu Maniu, după cum vedeți, Jonuțule. Iar acum o să vă lăsăm pe ecran o poză de milioane de euro, de milioane, de miliarde de euro, Jonuțule. Uitați-vă la această poză, el este Edi, care își făcea gânduri negre cât eu eram la Tuns, că eu o să mă supăr. Normal că am venit în mașină și m-a bufnit râsul gândindu-mă la Răzvănel, Jonuțule, care săracul la fel era extrem de stresat când a zgâriat jantele, și i-am zis direct: bă, frate, eu am reușit să zgârii 4 jante nou-nouțe în molâna fi dintr-o bucată, adică vă amintiți vlogul, da? Am intrat până alea înguste și am auzit toată și mașina a făcut stânga-dreapta așa, a dat de toate bordurile, Jonuțule. Concluzia acestui outro este următoarea, fraților. În primul rând, în momentul în care vă oferiți să oferiți cuiva mașina voastră sau un bun al vostru, să știți că responsabilitatea vă aparține. În momentul în care bunul vă este cerut, responsabilitatea aparține omului care v-a cerut bunul. Normal că dacă l-am rugat pe Edi să conducă mașina și i-am zis urcă pe bordură, n-am cum să mă supăr pe băiat de janta asta, știți de ce m-am supărat eu mai tare? Că am spălat mașina 2 ore și când am intrat în mașină, limb de cheluțu, muci de cheluțu pe geamul ăla. Uite ăsta, vagabundul ăsta are grijă să ne țină pe noi în tremes în fiecare zi, fraților. Janta se repară. V-am mai spus un lucru. Suflete deasupra obiectelor întotdeauna. N-am cum să mă supăr. Plus că voi, familia mea online, Jonuțule, știți cel mai bine cât te-am păgubit eu la căruțele astea, fraților. Ar fi chiar culmea să emit astfel de pretenții. Cam atât de astăzi. Mergem mai departe și la puțină sălică, Jonuțule, pentru că mai avem un strop de energie. Avem 11 ore de muncă. Astăzi este ora 8 seara. Am plecat la 9 de acasă. Deci suntem pe metereze chiar și șchiopi. Până una alta, nu uitați da subscribe, dar i-am pupat să ampliez cosopelul, pentru că în fiecare zi cu surorile trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie, noi suntem aici. Înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați da follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mare și un weekend mare mirobolante. Vreau și aurma că mi-e foame, pune sos și multă carne și peste câțiva cartofi, pune sos. Vreau și aurma că mi-e foame, pune sos și multă carne, castraveți, ceapă și bază.